Pe măsură ce cultura de conopidă crește, frunzele vor deveni voluminoase, iar în centrul fiecarei plante se observă un cap de flori care începe să se formeze. Inflorescența conopidei este foarte sensibilă la razele solare și o tehnică foarte bună presupune legarea frunzelor deasupra capului în curs de dezvoltare pentru a-i menține o culoare curată și aromă și prospețime. Ideea este de a umbri inflorescența. Sunt mai multe metode de a strânge frunzele în mâini, ca și cum ați face un buchet și le legați deasupra capului de flori cu benze, cauciuc sau sfoară, sau este o metodă de a rupe frunzele care sunt mai aproape de inflorescență și se culcă peste conopidă. Se verifică la fiecare 3 zile până când capetele ajung la un diametru specificat pe pachetele de semințe, iar în momentul acela puteți dezlega frunzele și se poate recolta conopida.